Excellence, bună ziua! Bună ziua! Excelență, bună ziua și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a avea ultimul interviu cu dumneavoastră în mandatul de aici. Thank you, Mariana, for having me. Mulțumesc, Mariana, pentru invitație. Two and a half years have passed. Doi ani și jumătate au trecut foarte repede și vreau să încep discuția noastră cu lucrurile de care sunteți cel mai mândru în cadrul acestui mandat. You are most proud of from this term. Two and a half years has gone by. Doi ani și jumătate au trecut ca o clipă, nu? Au trecut atât de repede și sincer. Republica Moldova nu mai este aceeași țară care era în februarie 2022. So many changes, când Michel și cu mine am ajuns aici. Atât de multe schimbări, atât de multe succese interesante despre care să vorbim. În primul rând, cred că nu putem evita să vorbim despre Uniunea Europeană, faptul că Moldova este țară candidată la Uniunea Europeană, faptul că Uniunea Europeană a acceptat deja să înceapă negocierile de aderare și cu noroc, în următoarele câteva luni ar trebui să vedem concretizarea acestora și ele încep cu adevărat la Bruxelles. Este o resemnare, cred că doi ani jumate niciun dintre noi nu credea că se vor întâmpla atât de repede. Desigur, un alt succes e bine, este și o provocare, desigur, a fost modul în care a reușit Moldova să răspundă la războiul teribil la Rusia în Ucraina. Este un război brutal, într-adevăr. Când mă gândesc din nou la februarie 2022 și la modul în care Moldova și moldovenii au răspuns, în primul rând, provocării refugiaților cu peste un milion de oameni care veneau în această țară, nu voi uita niciodată primele zile cu moldovenii mergeau la graniță, la palancă, la otaci, mergeau cu automobile, întrebându-i cum pot să ajute. Statele Unite s-au bucurat cu adevărat de a putea sprijini Moldova prin fonduri suplimentare. Cred că este vorba de aproximativ 123 de milioane de dolari în sprijin pentru refugiați, în primul rând și în principal prin sistemul ONU, prin UNHCR, dar am fost atât de încântat să vedem asta și să facem parte din asta și să urmărim această reversare de sprijin. Și acum mai avem aici aproximativ 120.000 de refugiați. Și faptul că Moldova cu adevărat a arătat că este țară mică, dar cu reputație și inima mare. Și asta am și văzut. Nu pot să nu vorbesc despre energie. Ei bine, o altă schimbare din 2022, când mă pregăteam să vin în Moldova, s-a discutat mult despre contractul Gazprom și despre faptul că Moldova avea foarte puține alternative, poate niciuna, pentru că în esență depindea de 100% de Rusia pentru toată energia ei. Astăzi știm că pe această parte a râului Nistru toate aceste gaze au fost procurate și vândute, plătite și depozitate, totul venind de pe piața internațională, nu vine la Gazprom. Faptul că rețeaua de electricitate a Moldovei este acum legată de Europa și va rămâne așa o parte din munca grozavă pe care o face, în special prin USAID, este conectarea Moldovei în diferite moduri, în multe alte modalități la rețeaua electrică din Moldova. Deci acestea sunt câteva dintre succesele cheie pe care cred că le-am văzut. Încă una ar trebui menționată, reforma judiciară. A fost una dificilă pentru că este mai lentă decât ne-am fi dorit noi toți, dar cred că a fost un succes uriaș. Faptul că procesul de verificare este în curs de desfășurare, faptul că avem Consiliul Suprem al Magistraturii, Consiliul Suprem al Procurorului, Curtea Supremă de Justiție, toți întruneți sunt membri verificați. E incitant, așa că vor fi în continuare mișcări, urcări și obstacole, dar cred că Moldova va realiza totul. Statele Unite ale Americii împreună cu partenerii noștri UE și Olanda suntem extrem de mândri să fim parteneri, așa că cred că acestea ar fi câteva dintre succesele cheie în timpul mandatului meu aici. Vom vorbi mai târziu despre toate aceste provocări, despre război, despre criza energetică și inclusiv despre reforma justiției. Dar acum vreau să vă întreb, sunt foarte curioasă, cum a fost relațiile dumneavoastră cu autoritățile Moldovei în această perioadă? Pentru că bănuiesc că știți că au existat o mulțime de speculații, precum că nicio decizie importantă nu a fost adoptată fără a vă consulta în prealabil. Nu poți decât să râzi unele dintre lucruri pe care le citești în presă. Așa că trebuie să spun că a fost o adevărată onoare și o plăcere să lucrez cu omologii noștri din guvernul Moldovei.
Și subliniez mereu că aceasta este un parteneriat. Nu este nimic din ce le spunem sau cerem oamenilor să facă. În mod evident, avem propriile noastre principii, propriile noastre preocupări, propriile noastre obiective ca Statele Unite și, bineînțeles, îi reprezentăm în fața oricui guvern gaz, inclusiv în Republica Moldova. Evident, vorbesc despre problemele ce preocupă și căutăm sprijin din partea Moldovei, dar și în discuțiile pe care le avem despre situația în curs de desfășurare aici, o mare parte din ceea ce vorbim se referă la cum putem ajuta autoritățile Moldova. Trebuie să le pot spune că avem această provocare sau căutăm, pentru că dau un exemplu, cum să atragem mai multe investiții, cum să găsim mai multe investiții străine. Apoi ne întoarcem și spunem, ok, bine, hai să ne gândim la ce putem face și ca rezultat am avut acea întâlnire minunată a Camerei de Comerț Americane dintre București și Moldova, Chișinău. Și am avut toată Camera de Comerț în România, ce venire aici, oamenii au fost foarte încântați din posibilitatea de a lucra. Aceasta este un exemplu. Guvernul a spus, ne puteți ajuta și găsi o modalitate de a crește investițiile străine și de a interesa pe investitori străini și am spus da, haideți să găsim o cale și am lucrat cu Camera de Comerț Americană pentru a face exact asta. Deci cred că a fost un parteneriat grozav și sublinez din nou cuvântul parteneriat, pentru că nu poți face asta singur. Nici o țară nu poate spune altei țări ce să facă. Nu ajută că împărtășim, ne ajută, mă scuzați, că împărtășim acești valori, împărtășim credința puternică democrației în piețele libere, în sprijinul pentru drepturile individuale ale omului și asta este ceva care ușurează realizările unei relații ce se bazează pe acele valori comune. Dar voi sublinia din nou și din nou că munca pe care o facem, accesul uimitor pe care l-am putut avea la omologii noștri seniori și să lucrăm într-adevăr împreună ca o echipă, a fost una fără egal în cariera mea. Vă amintiți de vreo situație în care nu ați fost de acord cu decizia vreuneia dintre autoritățile noastre? Cred că întotdeauna există un punct de decizie în care este clar ce aș făcut eu în această situație. De multe ori constat și anumite neînțelegeri în propria mea ambasadă, vorbind cu echipa mea. Nu este vorba dacă este bine sau rău. De obicei este vorba dacă aceasta este un mod corect de a proceda sau nu și cum aș fi făcut-o altfel. Și din nou, în calitate de partener, nu suntem în nicio poziție să spunem altui guvern cum trebuie să facă ceva sau trebuie să facă altceva. Putem face tot posibil explicând care este poziția noastră, deci și credem că avem această poziție și, desigur, ca orice guvern bun, am face tot posibil pentru a convinge guvernele noastre parteneriere că suntem pe calea cea bună. Nu am avut dezacorduri mari în direcția Republicii Moldova. Credem cu tărie că viitorul Moldovei este în Europa. Credem cu tărie că energia, autosuficiență, dependența doar de propriile noastre resurse de energie, diverse resurse de energie. Acestea sunt domenii asupra cărora suntem de acord. Deci vom lucra împreună, facem neapărat acest pas sau altul în acest moment. Poate nu, dar cu siguranță am fost întotdeauna de acord asupra lucrurilor mari. Let's speak about the war, the National Army of Moldova. Să vorbim despre război, despre armata națională și despre războiul hibrid. In the last two years, the în ultimii doi ani, SUA și alte țări și-au sporit asistența și sprijinul pentru Armata Națională a Moldovei. De fapt, și autoritățile noastre au făcut eforturi pentru a crește bugetul apărării. Cu toate acestea, încrederea publicului în armată a scăzut semnificativ de la începutul invaziei rusești în Ucraina. Cum explicați acest fenomen? De mulți ani, în păcate, chiar dacă Statele Unite și alți parteneri au avut o relație puternică cu forțele armate ale Moldovei, știm că nu s-au făcut multe investiții atât din partea guvernului, cât și din partea partenerilor străini. Lucrăm de mulți ani, sincer, la programe de instruire. Avem mulți, foarte mulți militari din Moldova. Militarii participă la programe de pregătire din Statele Unite, inclusiv actualul ministru care a fost acolo și asta a dat cu adevărat o radă, pentru că acum cred că oamenii ultimii doi ani și jumătate și din nou. Această țară nu este aceeași ca și în februarie 2022. Cred că oamenii au trebuit să aibă o discuție națională despre ce înseamnă să ai o armată, ce înseamnă să ai forțe armate și de ce ai nevoie de acele forțe armate pentru a-ți proteja neutralitatea constituțională. Cred că oamenii au fost surprinși în 2022, brusc când duci seama că stai puțin, să spui că doar suntem neutri nu este suficient pentru apărare. Deci știm că
există țări, bine, Suedia înainte de a adera la NATO, Elveția, aceste țări ce au tradiții lungi de neutralitate, dar desigur au și forțe armate ce oferă fiecare țări o anumită capacitate de a se proteja. De asemenea, cred că este important ca armatele moderne să poată face mai multe decât doar să ducă bătălii. Ele există și pentru descurajare, dar și pentru a ajuta societatea. Așa că știm, de exemplu, în Statele Unite, militarii sunt adesea chemați să ajute în caz de calamități naturale, de exemplu, sau în cazul problemei legate de frăciații, atunci de să apelăm la ei. Deci, cred că vorbim de armata din Moldova, oamenii sunt dornici să o susțină. Este o conversație grea, pentru că, din nou, de mulți ani, nimeni nu a crezut că asta este important și guvernul, care, desigur, guvern are un buget și trebuie să încerce să ține de el, trebuie să ia decizii grele când convin să mărească bugetul pentru armată. Credem că este o idee bună să convine să ofere niște bani în propria lor armată. Suntem mândri să susținem partenerii și lucrăm foarte mult acum la multe dintre nevoile de echipamente. Când am ajuns prima dată aici, îmi amintesc că ministrul apărării vorbea despre faptul că unele din vehiculele pe care le au ar putea trece un teren când erau conduse, deoarece erau din anii 60. Deci echipamentul de bază trebuie modernizat. Am fost atât de încântat să vedem că Moldova face parte din acest grup de contact pentru Ucraina. Am văzut că armata Moldovei este un jucător cheie și un partener cheie în discutarea acestor probleme cheie, deoarece, din nou, Moldova și Ucraina sunt vecine. Acesta este ceva la care se gândesc oamenii de aici, așa că cred că va dura ceva timp pentru ca oamenii să înțeleagă să aibă aici o discuție. După cum vă amintiți, cred că a fost în august 2022 când președinta Sandu, la ziua armatei, a vorbit de fapt cu poporul Moldovei și a spus că trebuie să vorbim despre armată, trebuie să vorbim despre autoapărare și cred că acea conversație continuată de aici va continua pe măsură ce oamenii se vor simți confortabil cu ideea privind ce fel de armată are nevoie Republica Moldova. Sunt total de acord. Ce riscuri de securitate vedeți astăzi pentru Moldova și poate în ce condiții anticipați amenințări militare pentru Moldova? Ei bine, am spus asta de multe ori și sincer, de când am ajuns aici, nu vedem nicio amenințare militară la adresa Republicii Moldova, acum sau în vreun moment din ultimii 2 ani de când sunt aici. Știm totuși că există multe amenințări la adresa Moldovei din partea unor actori care nu își doresc neapărat binele Moldovei. Cred că principalul domeniu pe care îl vedem este în acest război hibrid, în special în spațiul informațional. Cred că am văzut atât de multe încercări, fie că este vorba de atacurile împotriva sistemului cibernetic al guvernului sau împotriva industriei, economiei de aici sau împotriva mass media liberi, de pildă. Știm că site-urile web au avut probleme cu atacurile DDoS și alte lucruri. Cred că este încă o problemă. Știm că dezinformarea există, fie că este răspândită prin canale Telegram sau influencer sau oameni care pur și simplu inventează povești. Știm că poporul moldovenesc este deștept, citește, acordă atenție, dar este încă greu să ții pasul cu toate informațiile și să fii cu adevărat conștient de ceea ce este real și ce nu este. Deci, din nou, securitatea cibernetică, mass media liberi, acestea sunt cu adevărat lucrurile importante pe care oamenii trebuie să le apere. Știm de asemenea că tocmai februarie, cred că era februarie 2023, am avut acel complot teribil în care știm că Rusia a decis să aducă oameni în capitală aici, în Chișinău, pentru a încerca să perturbe guvernul. Și asta este din ce vedem la acest tip de amenințare. Este faptul că unii vor să perturbe lucrurile aici, vor să le demoleze. Nu sunt clădiri ce încearcă să fie demolate. Deci aceasta este un alt exemplu de domeniu în care nu numai că am fost parteneri și am putut să împărtășim informația pe care le avem și să sprijinim Republica Moldova, dar am fost și cu adevărat mulțumesc de felul în cum a reușit să menține oamenii în siguranță. Aceasta este de asemenea un lucru foarte important. Începusem discuția despre războiul hibrid. De fapt, vorbim despre război hibrid de 2 ani și statul și instituțiile sale au răspuns constant la ofensivele acestui război. Dar pentru a câștiga într-un război hibrid este nevoie de mai mult și întrebarea mea este ce credeți că încă ne mai lipsește pentru asta? Este o întrebare bună, pentru că cred că toate societățile noastre se confruntă cu această problemă. Nu este doar ceva cu care se confruntă Republica Moldova, deși în anumite privințe sunteți aproape de prima linie. Aveți o populație care este capabilă să vorbească și să citească în rusă, deci multe lucruri ar putea fi încercate aici. Este o adevărată preocupare, dar noi toți, fiecare societate, se luptă cu asta. Cred că am fost încântați să vedem că munca pe care am depus-o în mass media independente pentru a sprijini mass media independente este un domeniu care a dat roade.
deoarece vedem că o mass media independentă puternică este capabilă să respingă aceste narațiuni, oferi informații bune și cu și adevărate oamenilor, așa că știm imediat după începutul războiului, de exemplu, când Rusia a invadat Ucraina, oamenii au recurs la site-uri web, au recurs la programe de știri al dumneavoastră pentru a afla adevărul, pentru a afla ce se întâmplă cu adevărat și au s-au dat seama că nu se pot uita doar la primul canal, trebuiau să caute alte informații. Aceasta este unul. Un alt domeniu la care am lucrat cu dumneavoastră este alfabetizarea mediei și să ne asigurăm că studenții și să ne asigurăm că tinerii, să ne asigurăm că oamenii de jurnalismul școlar vorbesc despre cum ajutăm publicul să fie mai alfabetizat în domeniul mediei și să înțeleagă ce și cum este acolo. Deci aceasta este un alt domeniu. Cu siguranță lucrăm cu Centrul de Combatere de Informații. Aceasta este un alt domeniu pe care ne-am dorit să-l vedem pe durată și să știm că noi, și departamentul de stat, avem centrul nostru global de implicare. Știm că multe capitale europene au operațiuni similare și asta este foarte important, așa că vrem să găsim modalități prin care putem fi de susținere și pe care le putem ajuta în analize și în unele dintre modalitățile în care să lucrăm la amenințările de aici și cum să faceți societatea mai reziliență, mai capabilă să vadă când există dezinformare. Deci acestea sunt toate domeniile la care lucrăm aici, apoi aș adăuga la partea securității cibernetice, trebuie să vă asigurați că sistemele dumneavoastră sunt în siguranță și că actorii răi nu pot intra în ele și să lanseze falsuri, să lanseze alte lucruri pentru a ne distruge societățile moderne, ele toate fiind destul de multe prezente pe web. Dar o parte din aceste acțiuni sunt acțiuni pe termen lung, deci vom vedea rezultatele peste câțiva ani. Uneori, dar este și important asta și facem mass media și de ce suntem atât de investiți în mass media liberi, pentru că mass media liberi și mass media independentă, acolo vor apărea informații reale și publicul știe asta și publicul e în căutare și moldovei deștept să obișnuiesc, cum se spune, să verific mai multe surse, să verific mai multe posturi, ei sunt deștepți, știm că de esența problemelor, odată ce apare o știre nouă și dacă este o știre falsă, este foarte greu să o retragi, să corectezi în deci credem multe putem face pentru a ajuta spațiul media independent de aici să crească și să prospere. De asemenea, suntem atenți la rețelele sociale și influențări independenți. Acesta este un alt grup de oameni care putem lucra cu toții pentru a ne asigura că ei de asemenea au acces la informații corecte, pentru că aceasta este cu adevărat cel mai important lucru. Let's talk about our oligarchs under sanctions. Haideți să vorbim despre oligarhii noștri sub sancțiuni. SUA a impus anterior sancțiuni mai multor oligarhi din Moldova. După ultimele sancțiuni, dumneavoastră ați afirmat: munca noastră nu s-a terminat aici. Și întrebarea mea este, urmează noi sancțiuni? And my question is, are new sanctions coming? Munca noastră nu s-a terminat aici. Lucrăm din greu la noi sancțiuni. Trebuie să spun că sunt atât de mândru de faptul că Statele Unite a fost primul dintre partenerii internaționali care a putut să iasă în octombrie 2022 cu sancțiuni pentru oligarhii care erau fugari, care au făcut lucruri rele, care au manipulat alegerile de aici, care au jucat un rol cu adevărat negativ în societate și au continuat să-și joace în politică, în economie, cultură și altele. Deci am fost cu adevărat mândru că am reușit să fim pe locul întâi și cred că cu sancțiuni împotriva lui Plahotniuc, împotriva lui Șor, împotriva unui număr de agențe FSB care activează și aici, acest lucru a fost foarte important și am fost atât important să vedem că UE, Marea Britanie, Canada, Elveția, alte țări ne-au urmat și au făcut chiar mai mult într-un fel. Am fost foarte fericiți că putem avea o altă sancțiune care a fost emisă în urmă câteva luni privind Maria Tauber și am continuat să lucrăm la sancțiuni implementare, pentru că, de păcate, vedem aceste sancțiuni ca fiind necesare, parțial, pentru a le arăta oamenilor de aici că ne-am făcut temele, ne-am uitat la dovezi și credem că acești oameni trebuie sancționați pentru faptele lor rele. De asemenea, credem că sancțiunile sunt eficiente, deoarece nu numai că afectează capabilitatea acestor persoane de a-și muta banii, de a avea proprietăți sau pentru a călători în SUA, este și un risc reputațional și trebuie să recunosc când, din nou,
un zâmbet mi-a trecut pe față când am observat că primii avocați americani al lui Lon Shore s-au retras la scurt timp după octombrie 2023, pentru că au spus, nu putem lucra cu cineva care a fost sancționat de guvernul SUA. Exemplu perfect de risc reputațional. Dar ce puteți zice de Meta? Meta, Facebook. Meta și Facebook, deci este întotdeauna o problemă complicată, pentru că știți, și în SUA avem aceeași întrebare. Este un model comercial și am muncit foarte mult cu Meta, guvernul lobby, am muncit din greu pentru a se asigura că acestea sunt conștienți de ceea ce fac unii dintre acești oligarhi sancționați, în special care plătesc bani pentru a-și transmite mesajul. Deci Meta este din ce în ce mai conștientă de acest lucru. Ei trebuie să lucreze la algoritmurile lor și la lucrurile obișnuite pe care le fac pentru a ține evidența acestor acțiuni, dar nu am renunțat, ne asigurăm că ei se vor înțelege exact cât de dăunător poate fi acest lucru și că acesta este din nou rezultatul acțiunilor pe care trebuie să le asigurăm. Că și companiile noastre din SUA să fie conștiente de acest lucru. Care sunt motivele invocate de ei ca răspuns? Știți, nu pot vorbi din partea lui Meta, chiar aș vrea să fie ceva ce au de spus între ei înșiși, dar cred că ceea ce vedem este că, în esență, este foarte greu să ținem pasul cu rețelele sociale, cu ritmul rețelele sociale, lucrurile se mișcă rapid, oamenii își pot schimba rapid numele, identitățile online și cred că a fost foarte greu pentru companiile noastre să ține pasul cu acest tip de probleme, acest tip de acțiuni. Deci nu renunțăm, vrem să ne asigurăm că înțeleg asta, dar mă bucur, presupun, de perspectiva mea, că rețelele sociale, de fapt, sunt o arenă foarte dură pentru reglementare. Mai am o întrebare despre impactul acestor sancțiuni. Ce se întâmplă cu conturile în dolari și proprietățile din SUA ale acestor oligarhi sub sancțiuni? Deci, ce se poate întâmpla este să recurgem la sistemul nostru judiciar. Deci, dacă a fost ceva care a fost identificat ca proprietate sau cont bancar, atunci merge la tribunale și guvernul SUA răspunde. E sub sancțiunile noastre, deci ce facem? Așa că sancțiunile sunt interesante în acest fel, pentru că anunță pe toată lumea că este ilegal, dar când vine vorba de a plecare, întreprinde astfel de acțiuni în instanțele din SUA. Și aveți o acțiune în instanță? La acest moment nu cunosc, nu sunt sigur că avem ceva în desfășurare în acest moment. Am avut în trecut, sincer, acești oligarhi sunt mai înclinați să lucreze în dolari și companiile din SUA. Asta este mai probabil la acest moment decât ca o prezență a lor în SUA. Știm că în trecut unii au făcut-o, majoritatea dintre ei au plecat din SUA din cauza sancțiunilor noastre puternice, din cauza amințării cu acțiunea în instanță, așa că asta continuăm să facem, dar dacă găsim ceva, cu siguranță vom lua măsuri. Sper, chiar sper. Da. Vreau să vorbim despre justiție. Da. Va fi o discuție grea. Președinta noastră, Maia Sandu, a declarat recent că justiția s-a înglodat. Împărtășiți aceeași părere sau poate aveți o altă viziune despre asta? Cred că este o alegere de cuvânt unde aș spune că suntem cu toții dezamăgiți că lucrurile nu se mișcă mai repede. Este oare împotmolită? Cred că ceea ce am văzut este că... Și am făcut un fel de glumă, dar nu chiar. Există ceva ca în vechele filme Star Wars. Imperiul ripostează. Și sunt oameni care au interese personale, care sunt în sistemul judiciar de mulți, mulți ani, care au învățat cum să îl facă să funcționeze pentru ei și care nu vor să renunțe la acest tip de privilegii și poziții pe care le-au avut mai înainte, unele foarte corupte. Deci nu vom vedea vreodată o linie dreaptă în reforma judiciară și în verificare. Cred că toți am presupus la început, da, așa va fi, oamenii vor veni, vor fi ridicați, li se va spune fie că sunt curați și onești care trebuie să continui să lucreze, fie că pot aplica pentru un loc de muncă vacant, sau nu sunt și nu mai sunt bineveniți să fie în sistemul judiciar. Cred că toți am subestimat că, desigur, oamenii care au putere și influență vor riposta, așa că vom continua să verificăm asta. Am văzut-o în legătură cu decizia Curții Supreme mai devreme, în care câțiva oameni judecători examinați de comisie de
priveting au depus recurs împotriva hotărârii Comisiei de Priveting. După cum ați văzut, Comisia aproape că a finalizat lucrul cu acele contestații și doar una a fost anulată. Rezultările anterioare au fost susținute. Asta este foarte important, dar asta necesită mai mult timp decât ne-am mai fi așteptat. Decât ne-am așteptat cu toții. Știți că avem exemple de alte țări care au început și sunt în proces de a încerca de a face ceva similar. Și un lucru pe care tot l-am învățat din acest proces, că este că trebuie să o faci corect. Și dacă nu o faci corect, uneori asta durează mai mult timp, trebuie oricum să o faci. Deci, deși suntem dezamăgiți de viteză, nu suntem dezamăgiți de rezultate, ce vom continua să sprijinim acest proces de verificare. Noi, Statele Unite, avem cu noi pe marii noștri parteneri, UE și Olanda, care sunt toți implicați, dacă doriți, în acest sens ne angajăm să o ducem până la sfârșit. Știu că a fost dezamăgitor pentru mulți oameni din Moldova care se așteptau cu fermitate că acest lucru va fi foarte rapid, să existe o soluție rapidă și totul ar funcționa fără probleme în sistemul judiciar, iar apoi justiția va putea lua măsuri împotriva celor criminali răi cu influențe rele care de mulți ani au făcut un lucru greșit aici. Și, din păcate, a luat mai mult timp decât ne-am dorit, dar din nou, sunt încă optimist și Statele Unite nu au renunțat la acest proces. Ce părere aveți despre ultimul scandal din jurul Comisiei de Vetting și Preveting? Ce credeți despre asta? Cred că cheia rezidă în concentrarea pe continuarea muncii bune și pe rezultate și aceasta este părerea cea mai importantă. Cred că este foarte important ca toate cele trei comisii, pentru că toate trei funcționează acum, să continue să lucreze pentru a-și duce muncă la bun sfârșit și să facă tot ce pot. Cred că asta este partea cea mai importantă. Sunt sigur că există și alte procese implicate aici de care să se ține cont în situația actuală, dar cel mai important, munca nu trebuie să oprească. Munca va continua și aceasta este cel mai important lucru în perspectiva noastră. SUA a fost întotdeauna un partener strategic al reformei justiției din Moldova. Acum avem un procuror federal din SUA. Da. Care conduce cea mai importantă instituție în lupta împotriva corupției. However, there is significant dissatisfaction. Cu toate acestea, există o mare nemulțumire față de reforma justiției și față de șefa Procuraturii Anticorupție. De ce credeți că am ajuns în acest punct după aproape 3 ani de reforme? Și, de fapt, unde este problema? Pentru mine este foarte complicat să înțeleg. Este o situație foarte complicată, absolut. Avem încredere de plină în reforma sistemului de justiție. Există o mulțime de părți diferite. Am vorbit cu puțin timp mai înainte despre partea de verificare vetting. Acest domeniu există, desigur, această muncă de anticorupție și Statele Unite a fost un partener. A Procuraturii Anticorupție a fost un partener al CNA, a fost un partener, sincer vorbind, al Ministerului Afacerilor Interne și Poliției și toate aceste domenii, pentru că noi toți suntem aceleași scopuri. Procuror din Statele Unite, Veronica Dragălin, este evident cetățeanca Moldovei. Da, ea a fost instruită și a lucrat în Statele Unite și am fost foarte încântat să o vedem adus aici și să-și aducă expertiza și cunoștințele despre unele dintre aceste cauze dificile în corupție din Statele Unite, deci aici în Moldova, pentru a lucra aici. Așa că continuăm să o susținem și să sprijinim munca grea pe care o face. Sperăm foarte mult că asta va avea ca rezultat nu numai cauze cu acuzații și cu condamnări în cele de urmă, ci și condamnări. Și pe asta ne axăm cu adevărat. Cum putem sprijini munca acele instituții, Veronica Dragălin, pentru a-i aduce pe cei răi la închisoare? Am o dilemă. Guvernul îi acuză pe judecători și procurori de sabotaj. Și judecătorii și procurorii acuză guvernul de ingerință. Cine are dreptate? Este o întrebare pe care o avem și în Statele Unite. Desigur, este independența nu numai judecătorilor, ci a multor agenții diferite față de guvern, dar nu ar trebui să fie cu adevărat o problemă de contrariere, deoarece toți fac parte din autorități, din administrație și uneori există diferite opinii, diferențe de opinii, în special aici, în Moldova. Uitați-vă, va fi dificil când te duci să te uiți la un grup precum judecători sau procurori și știe că de 10 ani a existat corupție în acest sistem.
ci trebuie să încerci, să-i găsești și să-i îndepărtezi pe cei care nu sunt onești, să-i păstrezi pe cei care sunt cinstiți și să-i continui să faci acele sisteme, acele organizații să funcționeze. Deci, aveam întotdeauna acest tip de... Eu nu știu dacă este o dilemă la fel de mult ca o tensiune în modalitatea de a găsi echilibru potrivit și cred că asta este ceva care avem și noi, ceva experiență. Aș vrea să pot spune că avem răspunsuri, avem experiență și am încercat să ne dăm seama cum facem asta. Este ca și cum și în basene. Cum vă asigurați că mass media este liber și independență și că face ceea ce trebuie să facă, dar să se comportă într-un mod moral și responsabil? Și de unde vine linia echilibrului și cum controlează guvernul această linie? În anumite privințe aveți același sistem și aceeași situație ca în sistemul judiciar, nu? Pentru că ai justiție care este independentă, ar trebui să fie independent, parchetul este independent, mai aveți și un guvern, ei fac parte din guvernare, dar pot avea unghiuri diferite în acest timp. Sens de aceea, ca întotdeauna, comunicarea este răspunsul corect, dar ei vor avea interese diferite, ei vor veni la aceasta de perspective diferite și cred că cheia este să ne amintim care este scopul final, așa că, în primul rând, este o problemă interne în guvernul Moldovei, dar și ca premier extern care sprijină procese precum reforma judiciară, vom face tot posibil pentru ca să oferim sprijin, să oferim sfaturi acolo unde putem pentru a continua să ne concentrăm sub scopul final, care este o justiție curată și cinstită pentru Republica Moldova, pentru poporul ei. Deci, dacă înțeleg corect, soluția noastră internă ar fi mai multă comunicare. Cred că este important, dar iarăși nu este, sunt eu cel care să spună cum ei să facă asta, dar cred că o mare parte ține de comunicare, să înțelege perspectivilor și pe punctul de vedere ale celuilalt. Dar cel mai important este să-și păstreze axarea pe obiective de termen lung, care este aceeași, justiție de plină, onestă și deschisă, care este independentă. Economical opportunities for Moldova. Să vorbim despre oportunitățile economice pentru Moldova. Moldova are nevoie urgent de oportunități de dezvoltare economică. Și întrebarea mea este, ce oportunități se deschid pentru Moldova în programul de reconstrucție al Ucrainei pe care SUAL a inițiat? Da, deci, cu excepția Ucrainei, probabil că nu există nicio altă țară din lume care a fost atât de câteva afectată de război. Știm că în primele zile război, lanțurile de provizionare ce s-au rupt complet și apoi trebuie să se schimbe, să se readapteze. Știm că mărfurile nu au putut veni din Ucraina pentru o perioadă. Apoi am văzut că toate mărfurile Ucrainei trebuiau să tranziteze, inclusiv cereale care transitează Moldova, la care Moldova a ajutat foarte mult. Ceea ce a fost foarte dificil, am văzut că prețurile la energie au crescut cu 10%. Am văzut un număr mare de inflație, am văzut o economie ce a fost cu adevărat distrusă și asta a fost dificil și dificil pentru oameni și noi toți am înțeles, locuind aici, fiind martorii creșterii prețurilor, martorii greutăților în care s-au pomenit mulți oameni, cred că partea comunității internaționale am făcut tot posibil să sprijinim special cei mai vulnerabili din societate, fie că era vorba despre fondul energetic sau găsirea altor modalități prin care să putem sprijini economia. În ultimii ani ne-am concentrat cu adevărat cu guvernul pentru a încerca să ajutăm sectorul privat să funcționeze cu adevărat aici. Nu numai sectorul privat, actual comunitatea de afaceri, care este o parte atât de importantă a prosperității economice a oamenilor de aici, dar și să căutăm noi investiții în oameni, noi companii, noi care ar putea apărea. Unul dintre domenii, desigur, este reconstrucția Ucrainei. Vorbind de reconstrucția Ucrainei, am fost destul de norocoși să avem o reprezentantă specială, Penny Pritzker. Ea a fost aici pe 1 aprilie și a petrecut o bună perioadă de timp vorbind cu companiile situate aici, parțial pentru că ea să afle ce fel de companii moldovenești și ce companii de regiuni ar putea aduce la masă și mă gândesc la companii de construcții, companii de logistică, companii medicale, companii ce sunt interesați să se implice și ea la rând să le comunice cum privesc Statele Unite la asta, cum suntem concentrați să lucrăm chiar și acum, deși, din păcate, războiul continui și în Ucraina, cum continuăm menținerea economiei în Ucraina pe linia de plutire și cum ne gândim deja la reconstrucție chiar și în plin război. Și ea a explicat că a fost un lucru foarte dificil, dar foarte important. Deși cred că există o mulțime de oportunități, una din zonele unde vedem cu adevărat că Moldova a făcut o treabă uimitoare este în ceea ce privește logistica, partea infrastructurii, faptul că vin
vin atât de multe recomandări și vogani prin această țară într-un mod mult mai mare decât ne se aștepta sau chiar în aeroport, din Chișinău vinem atât de mulți pasageri. Vedem asta ca urmare războiul Rusiei-Ucraina și cred că ceea ce putem face ca partenerii internaționale este să continuăm să ajutăm reponirea companiilor americane, companiile implicate în alte țări ale Europei să spună: hei, de ce nu vă uitați spre Moldova? Gândiți-vă la Moldova, gândiți-vă la Moldova ca oportunitate de investiții, gândiți-vă la Moldova ca o piață, gândiți-vă ca un loc în care puteți lucra, gândiți-vă la produsele din Moldova. Avem o lungă istorie, știți, în lucruri cu economie și gândiți-vă la o parte din munca pe care am făcut-o cu privire la agricultură de mare valoare, desigur, și la vin, care au fost succesele uimitoare. Tocmai am văzut că Moldova este primul exportator de prune uscate către UE. Este grozav, desigur, vinul, dar am depus o mulțime de eforturi pe lucruri precum industria IT, care s-a dezvoltat foarte și foarte bine. Industria IT a crescut, avem o serie de companii americane foarte puternice care au venit aici. O vedem ca un domeniu unde tinerii moldoveni spun: hei, aș putea lucra aici, pot obține un lucru de muncă bine plătit, pot rămâne aici, pot sta cu familie și toate acestea ajută aici economia. Așa că vedem cu adevărat că acele sectoare continuă să aibă nevoie de sprijin și atenția noastră și vom continua să facem asta, dar în același timp această reconstrucție Ucraina oferă o oportunitate reală pentru Moldova și cumplind din Moldova și pentru asta vom lucra din greu pentru a ne asigura că în lunile și anii următori să vom putea ajusta cu adevărat să menținem o poziție pentru a sprijini creșterea și reconstrucția Ucrainei. But how about the war? A country on the border. O țară la granița unui război. Cum poate ea să-și reînvie economia? Este asta o misiune imposibilă sau nu? Nici o misiune imposibilă aici. Am văzut asta la poporul Donetsk. Nimic nu este imposibil. Dar ceea ce e important acum e că trebuie să ajutăm oamenii să înțeleagă că, desigur, se află la granița cu Ucraina, dar a fost o țară foarte sigură. Guvernul a făcut tot posibilul pentru a-și proteja oamenii și au fost rezistent. Se lucrează la lucruri precum energie și reformă judiciară, se lucrează la afaceri pentru a face condițiile de afaceri mai favorabile, atât în investițiilor local cât și internațional. Deci asta este foarte important. Ea, de asemenea, privește spre UE și trebuie să privim la toate progresele legate de Uniunea Europeană, ceea ce cred de asemenea le-ar da investițiilor sentimentul că stai puțin, această țară este acum parte a Uniunii Europene. Oamenii încep să privească la astfel, stai puțin, poate ar fi bine să mergem într-acolo și să luăm parte la asta de măsură ce ei se apropie și mai adânc de Uniunea Europeană. Nu este o afacere, dar, de exemplu, cred că 8 noi țări europeane își deschid ambasadele aici și oamenii spun: stai așa, Moldova va face parte din Uniunea Europeană, trebuie să fim acolo, deci cred că ce poate face Statele Unite este să continue să lucreze companiile noastre cu oamenii noștri de afaceri pentru a-i încuraja să se gândească la Moldova ca la o oportunitate de investiții, dar vom continua să lucrăm împreună cu ei și alți parteneri la îmbunătățirea structurii și logistice aici. Acest lucru este foarte important pentru a contribui la conexiuni, legătură de sigur energie de care avem nevoie pentru a avea o provizionare sigură de energie sigură. Dacă ar fi un investitor aici și iarăși ne-am întors la statul de drept și la o justiție bună, pentru că dacă ești o companie străină, vrei să te asiguri că poți avea un proces echitabil în instanță, dacă trebuie să mergi în instanță pentru a-ți proteja investiția. Și statul de drept este un alt domeniu unde putem ajuta. I want to continue our discussion about the region. Vreau să continuăm discuția noastră despre regiuni. Am apreciat faptul că ați vizitat de mai multe ori cele mai problematice regiuni din Moldova, Transnistria și Găgăuzia. Înțelegeți de ce oamenii din aceste regiuni par izolați de restul țării? A fost foarte important pentru mine și, sincer, soției mele i-au plăcut aceste călătorii. Am reușit să ieșim dincolo de Chișinău, la fel ca și în Statele Unite. Nu doar Washingtonul este în Statele Unite, este o parte importantă, dar țara este evident mai mult decât Washington și cred că Moldova este mai mult decât doar Chișinău. Așa că este important să călătorim și am trecut mult timp mergând de la est la vest, la nord la sud și am încercat cu adevărat să vizităm oamenii pentru a vorbi despre ceea ce facem. Cel mai important să ascultăm ceea ce vorbesc despre preocupările lor. Cred că, în special, ne-a plăcut și am putut să vizităm regiunea Găgăuziei, precum și Transnistria. În primul rând, avem niște proiecte cu adevărat importante în aceste zone la care am lucrat de mulți ani. Unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut în regiunea Transnistriană a fost că am vizitat un producător de fructe care lucra cu USAID, care lucra aici crescând și exportând fructe
din regiunea transnistreană către Uniunea Europeană, folosindu-se de aceleași beneficii pe care oricine firme din Moldova le-ar avea. Așa că a fost foarte important să mă gândesc. Asta este Moldova. Aceștia sunt oamenii care sunt aici. Cred că este important să vorbim cu oamenii, pentru că izolarea niciodată nu este bună, pentru că astfel îți auzi doar propriile narațiuni și avem această problemă în Statele Unite, dacă dai ascultare doar celor care gândesc ca tine sau pot vorbi doar limba ta. Și asta a fost o problemă în ambele regiuni, cred, menționată din asta. Așadar, capacitatea noastră de a contacta cu oamenii este cu adevărat important pentru mine. Nu este doar să vezi lideri, nu este doar să vezi primari, încercăm, discutăm cu oamenii, să ne întâlnim cu participanții la programul nostru de schimb, să întâlnim oamenii care au participat la diferite proiecte de formare, de exemplu, aceasta care au lucrat aici. Aceasta este o modalitate grozavă de a învăța și de a ști ce se întâmplă, cât și le vorbim oamenilor. Cred că ar trebui să fim puțin mai deschiși cu privire la ceea ce am făcut pentru a fi sănători. Și știu că guvernul ne-a încurajat că ca partenerii de dezvoltare să ne asigurăm că oamenii știu. Dacă construim un drum sau dacă ajutăm un incubator de afaceri într-un oraș, atunci să ne asigurăm că este și indicat de pildă. Statele Unite au făcut asta, Uniunea Europeană a făcut acesta. Așa că încercăm să facem asta mai bine și să ne angurăm că le spunem oamenilor când suntem acolo pentru așa. Deci asta este important. Cred că există o provocare legată de limbă. Cred că din ce în ce mai mulți oameni, mai ales găuzi, au devenit interesați în viață în limba română, care se gândesc la viitorul lor de aici, dar este important să încercăm să comunicăm cu ei și în alte limbi când este posibil. Și am văzut că guvernul a ajuns să facă asta. Încercăm și noi să facem asta. Încercăm să ne angajăm cu oamenii și cu primarii. A fost din nou ceva care era trist să vezi o autoritate criminală precum Șor, partidul Șor și oamenii țări preluând o parte a țării într-un mod foarte inutil și izolator, adăugând de fapt la izolarea ceea ce este regretabil. Dar cred ca poziție de principii. Noi nu trebuie să ne angajăm cu astfel de oameni care sunt sancționați de Statele Unite. Nu ne putem angaja cu ei. Și așa trebuie să fie. Deci asta... Dar Găgăuzia nu e doar Șor și... Corect, și de ce trebuie să petrecem mai mult timp, să lucrăm, etc. Am fost în cedru lung câteva luni în urmă, am mers la un colegiu de agricultură foarte grozav, unde am putut vedea toată munca pe care o facem în încercare de a ajuta tinerii, studenți care sunt studenți în agricultură să-și dea seama cum să folosească dronele pentru a ajuta în campurile lor. Și din nou, pentru că istoria este puțin diferită în Găgăuzia, sunt diferite și dimensiunile fermelor acolo în comparativ cu restul Moldova, așa că cum să folosească știință și tehnologie pentru a ajuta firma. A fost destul de curățat. Am lucrat îndeaproape cu universitatea din Combrat. Am avut un coleg de predare al engleziei acolo. De mulți ani. Avem un centru american acolo. Acesta e un alt mod grozav prin care putem contracta. Și am făcut o treabă foarte grozavă cu unii dintre cei mai mici, adică pensiunile pe care le-au înființat în jurul Găgăuzii oamenii care sunt cu adevărat interesați să aducă turismul acolo, pentru că au o cultură bogată, minunată, cultura găgăuzilor, ceea ce este foarte unică. Ea este foarte unică și, din nou, putem ajuta oamenii să vină într-acolo ca să putem interacționa cu oamenii. Chiar mă gândeam la o altă activitate, tocmai am avut o întâlnire cu un femei antreprenori. Este un alt grup cu care am lucrat îndeaproape în Găuzia, care chiar vor ca regiunea și țara să prospere. Ce ziceți de autoritățile noastre? După ultimele alegeri din Găgăuzia, spuneați că noul Bașcan și guvernul actual vor trebui să coopereze. Și acest lucru nu s-a întâmplat. A fost cumva aplicată o tactică greșită? Este greu să... Bine, este ușor să fii un fundaș luni dimineața, cum spunem noi, decât atunci când după un mare joc te ieși și spui că ar fi trebuit să se făcut așa sau trebuie să facă așa, dar a fost o situație dificilă pentru noi toți, dar așa cum tocmai am menționat, am înțeles poziția principală pe care am luat-o și am înțeles poziția principală care a luat-o guvernul. De asemenea, am acceptat să nu interacționăm cu aceste autorități din cauza conexiunilor lor cu autoritățile sancționate, persoane sancționate din guvernul SUA care este în lanșor. Deci nu vom
putea face asta. Este un lucru nefericit. Sper și am mai spus-o asta și mai înainte, dacă guvernul, dacă procuratura, dacă alții au informații despre irregularitățile electorale, sperăm că acestea vor fi enunțate cât de curând posibil și vor lua măsuri respective. Statul de drept este foarte important. Dacă au fost nereguli, dacă s-au întâmplat fapte ilegale, atunci acestea ar trebui investigate și oamenii să știe. Avem un dosar în instanță. Corect, există câteva și trebuie să continuăm în acel spirit, asta trebuie să se întâmple, așa că nu sunt sigur că s-au făcut greșeli la fel de mult cum, din păcate, am ajuns în astfel de situații. Și, într-adevăr, cel mai important lucru este acum să luăm măsuri în justiție după cum este necesar și să continuăm să ne angajăm cu oamenii care se află în aceste regiuni. Ar trebui să vă pun o întrebare despre părerea dumneavoastră privind decizia președintei Maia Sandu de a nu semna decretul de accedere în guvern a Evgheniei Guțu. Este o decizie ce ține de ei, de guvernul Moldovei. In an advanced democracy like the US. Într-o democrație avansată, precum SUA, ce s-ar întâmpla dacă un grup infracțional, susținut logistic și financiar din exterior, ar fi încercat să preia puterea prin destabilizare și corupție, lucruri precum cele ce se întâmplă acum în Moldova? Ei bine, de aceea lucrăm cu voi, pentru că nu credem că este un lucru potrivit. Și în Statele Unite am avut îngrijorări cu privire la țări străine care s-au angajat sau au încercat cumva să ne influențeze sau să ne afecteze alegerile. Am încercat să luăm o poziție foarte clară, atât din punct de vedere juridic, pentru a afla dacă se întâmplă acțiuni ilegale sau bani ilegali pe care i-am văzut aici, la legile locale din anul trecut, ei veneau curgând în Moldova. Deci există acțiuni ilegale pe care le puteți întreprinde. Mai există și partea rațională. Trebuie să obții informații necesare și trebuie să ajutăm oamenii să înțeleagă ce este bine și ce este greșit. Știm și că în acest caz particular aici în Moldova a fost o mulțime de bani ilegali și cineva mi-a estimat 55 milioane de dolari ca finanțare legală ce au intrat în această țară în timpul alegerilor locale. Și e vorba de alegeri locale și, din păcate, cei bani par să fie influențat alegătorii. I-au folosit, i-au luat și atunci au decis să urmeze banii versus ceea ce ar fi vrut să facă ca alegător. Deci aceasta este un problem foarte important la care putem continua să lucrăm cu partenerii noștri în guvern pentru a spune cum vă putem ajuta la constatarea influenței banilor ilegale. Asta e o mare problemă. În Statele Unite, mă gândesc din nou, am face totul ce putem pentru a opri acest tip de influență străină și, din păcate, asta face parte din lumea noastră de astăzi. Nu este doar ceva aici, în Republica Moldova, dar este o lecție bună pentru multe țări din lume să vadă pericolele a ceea ce se poate întâmpla atunci când o influență malignă din partea unei alte țări sau unui alt guvern este impusă țării respective și cum te apere, cum rămâi rezistent și cum îți protejezi democrația. Și cred că asta este provocarea. Aceasta este sarcina guvernului moldovenesc și aceasta este sarcina partenerilor voștri internaționali care doresc să ajute, care doresc să asigure că această țară va reuși pe drumul ei către Europa și să rămână de partea lumii libere. Toamna aceasta vom avea două scrutine electorale, alegeri prezidențiale și referendum privind viitorul european al Moldovei. Vreau să știu părerea dumneavoastră despre importanța acestor alegeri și cum ar putea rezultatele acestor alegeri să influențeze relația dintre SUA și Republica Moldova. Ei bine, permiteți-mi să vă răspund la două întrebări, în primul rând. Statele Unite și Republica Moldova au relații foarte strânse de 32 de ani. Am fost partener puternic al Moldovei și al poporului moldovenesc, ar zice, și la bine și la rău, cum am spune noi, în vremuri bune și în vremuri rele, și vom fi aici, vom continua să lucrăm cu oamenii din Moldova. Credem că suntem un partener foarte important și dorim să continuăm să facem asta. Deci, indiferent de cum vor continua lucrurile, vom continua să fim prieteni a Republicii Moldova. Aceste alegeri ce să referăm, desigur, sunt foarte importante.
În primul rând, aceste alegeri sunt oprântate pentru ca oamenii din Moldova să iasă, să practic să-și exprime părerile cu privire la drumul european al Moldovei, viitorul european al Moldovei, democrația Moldovei, legătura Moldovei cu lumea occidentală. Toate acestea sunt chestiuni importante care sunt puse pe masă, atât în ceea ce privește pe cine va alege poporul moldovesc ca următor președinte, cât și referendumul, dacă Moldova ar trebui să adere la Uniunea Europeană. Este grozav și părerea noastră este că oamenii au ocazia să-și exprime preferințele. Singurul lucru pe care noi, ca parteneri de dezvoltare, îl putem face și încercăm să-l facem este să ajutăm foarte mult pe cât putem partea administrației electorale. Încercăm să ajutăm Comisia Electorală Centrală, fie că este vorba de tehnologie, fie că este vorba de bune practici, fie că este vorba de sprijin pentru transmiterea informațiilor către oameni. Știm că există un nou cod electoral deja aplicat la legile locale, atunci a fost testat și a funcționat în mare măsură foarte bine, dar mai mult în acest tip de muncă vom continua să-l facem aici, ne vom concentra cu adevărat, ne vom concentra pe muncă continuă pentru dezvoltarea partidelor politice, că sunt și alegerile în 2025, deci orice democrație va avea o mulțime de activități și partide politice, diferiți candidați, puncte de vedere diferite, dar sunt alegeri importante, revenind la întrebarea noastră, pentru că este un fel de moment cheie. Să aibă șansa de a spune, da, vrem să mergem în Europa. Și ne gândim la momente memorabile de aici. Una dintre cele mai memorabile era atunci când am fost în piață în mai anul trecut, unde președintele Parlamentului European și președintele Sandu au stat împreună și au vorbit cu aproximativ 80 de mii de oameni, iar eu eram doar unul de mulțime, despre Europa și despre Moldova, că ea nu este singură. Și m-a impresionat că adevărat când am auzit mulțimele acele scândând, nu suntem singuri. Știți, oamenii, ce-am văzut-o pe președinta Parlamentului European, fără cunoașterea României, dar ea a zis, nu sunteți siguri. Și oamenii au spus, oh, da, sunt cu noi. Și eu, și mai departe, Europa, Europa, Europa. Și încă de fiori, pentru că oamenii au ieșit să spună, asta ne dorim. Și pentru prima parte a mandatului meu am văzut în principal oamenii pe stradă care au fost negative, că nu vor asta, erau negativi cu privire la diferite decizii. Și pentru prima dată am văzut ceva de genul oamenii care ies spunând că asta ne dorim. Și așa vedem aceste alegeri viitoare ca oportunitate pentru oameni de a-și exprima opiniile și de a se expune, să ia decizii privind cine va conduce țara spre Europa. As the new US ambassador in the Republic of Moldova. Îmi amintesc prima mea întâlnire cu dumneavoastră în calitate de nou ambasador al SUA în Republica Moldova. Era în 2022, cred că la începutul anului. Și am discutat despre noul sediu al ambasadei. Sperați atunci că va fi construit în curând, dar de atunci lucrurile se pare că nu au avansat prea mult. De ce? Deci lucrurile au avansat mult în ceea ce privește eforturile ambasadei SUA de a avea o casă nouă. După cum știți și ați văzut în ultimii 2 ani și mă gândesc, de exemplu, la toată asistența pentru dezvoltare, la toată munca pe care o facem pentru țară, avem o relație uriașă. Ambasada noastră a crescut pentru a sprijini această relație și, sincer, suntem încă în aceeași clădire din 1993. Am construit pe fiecare centimetru pătrat sau metru pătrat din proprietate. Nu cred că există mai mult spațiu decât, știu, mulți oameni avem birouri diferite în oraș, USAID este într-o locație diferită pentru că, pur și simplu, nu avem spațiu. Am muncit foarte mult și am menționat optimismul meu când am venit că vom face progrese în găsirea unui nou cămin pentru ambasada sau o casă. Nu numai centrală în Chișinău, ce ne-ar permite să demonstrăm și să le arătăm oamenilor importanța relației noastre, dar și ar oferi condiții umane de muncă pentru noi și pentru echipa noastră. Motivul pentru care sunt optimist și că am avut progrese este, după cum știți, faptul că am anunțat în urmă câteva luni că deschidem negocieri pentru achiziționarea oficială a proprietății de pe strada Tighina și a vechiului complex stadion Republican. Suntem foarte încântați de asta pentru că nu am ajuns niciodată la acest punct și suntem în proces de negociere acum unui preț final.
care să fie echitabil și bazat pe piață și după care vom putea de asemenea să îngrijim de acea proprietate pentru că avem planuri grozavi pentru ea. În primul rând vom fi un vecin bun în Chișinău, dacă vom putea procura, avem un plan de a utiliza o parte din acel teren pentru ambasadă, cealaltă parte am fi un parc public pe care noi l-am partajat cu oamenii, cu locuitorii Chișinăului, iarăși ca vecin bun. Vrem de asemenea cu adevărat să păstrăm porțile stadionului. Ele sunt acum într-o stare proastă, au stat de mulți ani fără niciun fel de întreținere și așadar una dintre speranțele noastre este că dacă vom reuși să achiziționăm această proprietate, am putea păstra acele porți ca o parte importantă a istoriei Chișinăului și apoi să facem acea parte a parcului. Așa că suntem foarte încântați de aceste posibilități. Posibilitatea nu a dispărut, sună ca un record spart. Nu am mers atât de repede pe care ne-am dorit, dar continuăm să lucrăm cu autoritățile guvernamentale în speranță să putem ajunge la un acord în aceste negocieri, astfel încât să putem cumpăra proprietatea. Când credeți că veți începe implementarea acestui plan? Mă refer la construcția noului sediu. Da, este greu de spus. Am sperat foarte mult că în următoarele săptămâni sau luni vom putea să ne încheiem negocierile cu succes. Odată ce se întâmplă asta, atunci trebuie să intrăm într-o mică discuție asupra bugetului la Washington. Știm că proiectul a fost aprobat, dar Congresul ne autorizează finanțarea. Dar atunci am începe imediat cu parcul public. Aceasta este scopul nostru, că am putea începe să dezvoltăm acel teren, să începem acel parc mai degrabă decât ambasada. Din nou, nu este secret, dar ambasadele SUA sunt proiecte mari de construcție. Deci probabil că va dura o perioadă de 7 ani, 8 ani după ce să avem efectiv ambasada finalizată și deschisă așa, dar știm că este un proiect de termen lung, dar îl puteți privi de asemenea ca un angajament pe termen lung față de relația Statelor Unite cu Republica Moldova și asta ne dorim cu adevărat o ambasadă, deci nu doar să aibă dimensiunea potrivită pentru noi și să ne permită să lucrăm acolo confortabil, dar cred că este și un simbol al forței relației dintre Statele Unite și Republica Moldova. Da. Și știți prețurile? Asta face parte din negociere. Ok. Deci nu până când se termină negocierile. Ultima mea întrebare este, de ce anume vă va fi dor din Moldova? I could say everything. Aș putea spune totul și nu aș greși. Eu și Michelle am avut mult timp în ultimele săptămâni. Ca să ne gândim la asta. Dar chiar ne-au plăcut foarte mult oamenii din Moldova. Am văzut lucruri uimitoare, am băut un vin minunat, ne-am bucurat de toată mâncare. Cred că am decis că colțul nașii sunt preferații noștri. Deci plăcintele sunt bine și ele, dar vrem să fim puțin diferiți. Dar ceea ce ne-a impresionat cu adevărat este poporul moldovenesc, că am fost primiți aici chiar în primele zile, încă era COVID, când am ajuns și oamenii încă erau... Oamenii erau dornici să ne cunoască, erau atât de călduroși, atât de deschiși, atât de mândri de Moldova, de tradițiile moldovenești, de familie moldovenești, de casele moldovenești și tocmai am fost primiți atât de bucălduros unde am fost, iar oamenii au fost pur și simplu minunați. Am învățat să ascultăm și să învățăm multe de la oameni. Ei îți spun despre ei înșiși și mândria este evidentă despre ceea ce fac ei aici. Așa că când ne gândim o să ne fie dor de mulți oameni prieteni moldoveni, atât de mulți moldoveni pe care i-am întâlnit aici. Veți reveni? Desigur, ne vom întoarce. Ne gândim să călătorim. Cu siguranță vrem în primul rând pentru a vedea acea nouă ambasadă când va fi finalizată, dar și mai înainte de asta, cred. Nu, într-adevăr, am avut aici nu numai un timp plăcut, pentru că am întâlnit atât de mulți oameni minunați și am văzut atât de multe lucruri minunate, dar am văzut și o țară ce s-a transformat în ultimii 2 ani și jumătate și merge doar în direcția corectă. Și așa că, în ciuda provocărilor, suntem cu adevărat optimiști cu privire la viitor. Așa că suntem triști să părăsim o țară ce merge în direcția bună, dar că precum oricare dintre cei care lucrează și trăiesc aici, luăm o mică parte din Moldova cu noi, în inima noastră, ce o vom păstra acolo și ne va întări și nu veți scăpa de noi. Vom sprijini relațiile între SUA și Moldova din Statele Unite, indiferent de ce facem, fie că se reunim din Moldova sau doar sprijinim marea muncă ce se întâmplă aici și le spunem oamenilor despre ea. Eu am urmărit
numărul de turiști, turiști străini care vin în Moldova, în baza rapoartelor lunare. De câte ori văd și crește numărul turiștilor americani, mă gândesc, oh, noi am făcut asta, ne-am adus prieteni aici, toți cei care au venit aici ziceau, noi nu știam despre Moldova și acum le spunem oamenilor că toți ar trebui să vină aici, este o țară uimitoare. Mulțumesc! Acum mi-ar plăcea dacă îmi permiteți să transmit un scurt mesaj către moldovenii la plecare. Acum 2 ani și jumătate, eu cu Michel am ajuns în Republica Moldova și voi ne-ați primit calduros. Am întâlnit oameni extraordinari. V-am purtat mereu o parte din Moldova în inimile noastre. Parteneriatul dintre Statele Unite și Republica Moldova este mai puternic ca oricând. Sunt mândru de progresele realizate împreună, în special în 3 domenii. Moldova este astăzi o țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Republica Moldova și a redus semnificativ dependența de sursele de energie provenite dintr-o singură țară. Și Moldova face progrese remarcabile în reforma justiției, luptând împotriva a decenii de corupție. Astăzi, Republica Moldova avansează constant pe drumul către un viitor mai democratic, mai sigur și mai prosper. Sunt convins că viitorul Republicii Moldova se afla în Europa. Statele Unite vor continua să colaboreze strâns cu cetățenii moldovei pentru ca Moldova să rămână parte a lumii liberă. Mulțumesc foarte mult pentru interviu și mult noroc! Mulțumesc!